Maria, au trecut deja câteva lecții, 10-12, de când te-ai apropiat prima dată de cal. Cum e? Este fabulos. Nu găsesc un cuvânt care să transmită cum mă simt și cât am putut să evoluez mulțumită ție, celorlalți instructori și cailor. În primul rând cailor, pentru că știi, când am intrat în proiect am venit cu toate emoțiile și cu toate fricile. Le-am cărat așa o bună perioadă de timp, trebuie să recunosc. Simplu fapt că am reușit să mă apropii de un cal, să-l mângâi, pentru mine a fost o mare victorie. Apoi să reușesc să urc singură în șa, iarăși mi se pare extraordinar. Și mai departe de asta, pur și simplu să simt acea senzație de libertate pe care ți-o poate oferi echitația. Este deși ceva incredibil. Ai multe de făcut, nu? Călare. Fai, Doamne, câte am de făcut! Ține vârful, călcâiul, împinge în călcâi, coapsele, strângele, trunchiul, ai grijă de el, relaxează abdomenul, privirea. Nu există nici măcar un segment de care nu trebuie să am grijă în timpul. Trebuie spus că asta pe mine, adică pentru mine, om care am văzut mulți oameni încercând să călărească sau luând lecții, învățând să încalece, m-a surprins foarte pozitiv, să zic, sau m-a uimit rapiditatea cu care ai reușit să depășești anumite piedici și frici psihoemoționale. Putem să-i spunem. Adică anxietatea de a urca pe cal era destul de mare în prima zi și astăzi, văzându-te, nu vreau să dezvălui, să spun, dar oricum, probabil că pentru cine nu a văzut, nu s-a apropiat niciodată de un cal, poate să nu pară mare lucru ce faceți voi, dar îi sfătuim pe oameni să se apropie ca să înțeleagă că totuși să înveți să călărești îți trebuie cam un an și jumătate, iar voi, bineînțeles, cu educația voastră extraordinară, cu capacitatea voastră extraordinară de a arde etape, ați reușit să controlați un cal și să mai mulți, căci n-ați încălecat numai un singur cal și pe mine m-a surprins foarte tare. Te-aș întreba, pentru că mă leg de o frază pe care ai spus-o când te-ai urcat prima dată pe cal, după primele 10-12 minute, ai spus, dom'le, erai într-o stare destul de emotivă, așa, de o emoție pozitivă, cu vocea tremurând, așa, dom'le, nu-mi vine să cred că mă simt foarte bine. Și având, plecând de la asta, ce le-ai spune oamenilor care cred că e scumpă echitația sau cred că e foarte greu să sunt și oameni care vin la echitație și când află că e greu, renunță să mai investească timp și muncă în chestia asta. Cred că înainte de toate pe mine, faptul că am făcut performanța atâția ani de zile, tot bagajul acesta m-a ajutat să mă adaptez situației imediat. Chiar dacă mi-a fost frică, frică în cel mai pur sens, trebuie să recunosc, mă simțeam nesigură la început, la fel, mi se părea că am foarte multe de făcut, nu știam unde să mă concentrez, mă speriam, chiar și în momentul în care calul scutura puțin capul, că avea îl deranja o muscă sau ceva, toate chestiile astea, eu nu credeam că, nu mă vedeam în stare să urc călare, nici măcar să merg la pas, da, păi să fac trap săltat eu singură doar cu calul, fără coardă, fără ajutorul nimănui. Mi se pare extraordinar cât despre oameni, despre cei care nu au avut nicio legătură cu acest sport, dați-vă voie, oameni buni, să încercați. Este magic, este, nu știu, ai un sentiment așa de, pe lângă acea libertate despre care vorbeam mai devreme, pur și simplu este un reglaj emoțional. E un reglaj fin. Pur și simplu calul preia emoțiile tale și în momentul în care reușești să te sincronizezi cu el, reușești ca animalul de sub tine care cântărește poate 500 de kilograme, doar prin anumite gesturi ale tale, să-l duci unde vrei, asta mi se pare incredibil și îți dă așa o încredere în tine, pe care o porți și mai departe de centrul de echitație. Eu pot să vă dezvălui acum, pentru că nu mai este un secret, de când am început aceste antrenamente, cumva mulți oameni din jurul meu mi-au spus, s-a schimbat ceva cu tine, ești mai liniștită, ești mai zâmbitoare. Eu da, am recunoscut de la început, traversez perioada aceasta de tranziție post-cariera sportivă, e destul de complicată și m-am confruntat cu episoade de anxietate destul de urâte. Ei bine, cred că aveam nevoie de această provocare, să-mi dau voie să încerc și pentru asta vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc.
Și ăsta este mesajul meu, dați-vă voie, oameni buni, să încercați. Este relația pe care o legi cu acel animal, este incredibilă. Plus că, indiferent cât de mari și impunători sunt ei, se poartă ca niște cățeluși, efectiv. Vor și ei recompense, vor să fie mângâiați, alintați. Cred că primul pas ar fi ca cei care nu au avut legătură cu acest sport până acum, doar să vină să vadă. Și cred că ar fi un bun început. Campionatul Balcanii, care se desfășoară între 7-11 septembrie, este fascinant. Trebuie să recunosc că am avut și un moment împreună cu colega mea, Silvia Stroescu, în care ne uitam așa cu jind la micile sportive care se antrenau și ne gândeam, oare o să ajungem și noi odată acolo? Cu siguranță e nevoie de timp, de muncă, de pasiune, determinare și ambiție. Ca în orice sport, ca în orice altă activitate pe care o întreprindem. Dar ce primești în schimb este extraordinar. Și dacă venea cineva și mi-ar fi spus despre hipoterapie și mi-ar fi povestit că a încercat și uite, pleci de aici, ești zen. Sinceră să fiu, aș fi crezut și n-aș fi crezut. Eu sunt un fel de Toma necredinciosul, trebuie să încerc eu să văd cum este. Da, are reale beneficii, mai ales, v-am spus, pe partea de anxietate și cred că sunt mulți oameni care nu vor să o recunoască, dar cu tot ce se întâmplă în jurul nostru, cred că mulți am ajuns în pragul acesta. Pe mine, sigur, m-a ajutat foarte mult și nu știu sigur dacă o să ajung să galopez așa pe câmpuri sau prin păduri, dar cu siguranță caii vor rămâne în viața mea. Minunat, pot să spun, numai ca să completez un lucru simplu. Eu am un cal și încalec de 17 ani aproape și pot să spun că atunci când a fost pandemie și toată lumea stătea în casă, eu puteam să ies oricând pentru că aveam un cal de hrănit și de încălecat și acel cal mi-a oferit ceea ce mulți alți actori și regizori nu au avut în această perioadă și mi-a făcut foarte mult bine întregii familii. Băiețelul meu este un tip cu nervi, cu emoții profunde, s-a născut prematur și a avut niște probleme de hrănire o perioadă și de când l-am adus lângă cai și astea, toate s-au schimbat. Deci, cred că este foarte important ca în centrul culturii unui popor și a unei societăți să fie și calul. Absolut, absolut. Poate că nu am acordat atât de multă atenție până acum, de asta v-am spus că vă sunt recunoscătoare. Eu nici nu știam că sunt atâtea cluburi de echitație în jurul Bucureștiului și că se desfășoară atâtea competiții. Chiar și de mâine începe, din ce știu eu, mai... De mâine începe un concurs internațional important. Exact. Probabil că, într-o proporție importantă, finala Balcaniadei va fi transmisă la unul dintre cele mai importante posturi de televiziune. Am reușit acest lucru și ne bucurăm. De la anul probabil că vom avea transmisii multe la acest post și vom reuși să aducem echitația acolo unde este locul ei, pentru că putem să spunem că dacă ne uităm întotdeauna spre vest, de la Ungaria încolo nu există vreun concurs de echitație mare unde să avem sub 15-20.000 de spectatori. Iar televiziunile de acolo se bat să ofere audiență și în TV la aceste sporturi. Eu cred că suntem pe un drum bun. Spun suntem, pentru că deja sunt parte din echipa voastră și mulțumită Comitetului Olimpic și Sportiv Român am putut să fiu parte din această campanie. Și pe lângă ce discutam noi, să ne întoarcem puțin la hipoterapie, da? Pe care mi-aș dori ca toți părinții care au copilași diagnosticați cu tulburări din spectru autist sau sindrom Down, dați-le o șansă să le arătați că există și o altă metodă de terapie. Din ce am mai discutat cu instructori și cu oameni care au văzut, da, ce se întâmplă la hipoterapie, am primit numai feedback nu bun, ci foarte, foarte bun, ceea ce mă gândesc că este o șansă pentru fiecare. Iar pentru voi, oameni buni, dați-vă voie să încercați. Ăsta este cel mai puternic mesaj pe care îmi permit să vi-l transmit și vă spune una care până acum o lună de zile nu era în stare să facă un selfie măcar cu un cal aflat la 3 metri în spatele ei și acum efectiv mă surprind când vin dimineața la antrenament și merg să vorbesc cu fiecare cal în parte, să-l salut, să-i mângâi. Este extraordinar, sunt niște animale extraordinare și
cu care poți să comunici atât de ușor. Nu este vorba de forță, nu este vorba de a te impune neapărat acolo, da? Doar prin atitudine, și le-am văzut pe prietenele noastre deja, aș putea să spun, Necta și Lara, care ne-au demonstrat astăzi cum la 10 ani și nu știu, aproape 20 de kilograme, poți să strunești un cal să facă ceea ce vrei tu. Este un sport pentru oricine, de la cel mai mic la cel mai mare. Cel mai mic însemnând 7 ani, parcă. Da, da, 7 ani. Limita este 7 ani pentru a învăța să călărești, dar eu pe fiul pun călare de când are 3 ani. Da? Și asta l-a ajutat foarte mult. Și fetița mea la fel. Și cred că, adică în materialul nostru cu băiețelul acela cu autism, pe care probabil, dacă nu l-ați văzut, o să-l vedeți, vi-l recomand, este și pe pagina Fer și a noastră. Acolo veți vedea că un copil care avea probleme foarte mari în a socializa, a reușit, prin faptul că a venit întotdeauna aproape de căluț, să reușească să fie totuși integrabil social. Și asta e un lucru extraordinar, pentru că calul poate să transmită acest sentiment de turmă care este foarte bun. Noi avem o idee greșită despre ceea ce înseamnă turmă. Turmă înseamnă, în primul rând, cooperare. Concesie și cooperare. Caii nu se omoară niciodată unul pe celălalt. Foarte rar. Se întâmplă ca doi masculi, să zic, din turme diferite, se certe pe ceva, dar este niciodată mortal. Caii nu se omoară. Știu să facă concesii și să coopereze. De aceea îl poate călări omul. Și pentru cei care se uită acum și n-au nicio legătură cu asta, se întreabă oare ce cu chestia asta cu încălecatul, de ce calul ajunge să asculte de om, e pentru că un om și un cal reprezintă o turmă. Și asta e foarte important. Reprezintă o familie. De fapt, turmă înseamnă familie. Dacă extindem conceptul ăsta pe care caii l-au foarte bine întipărit în ADN, o societate este o turmă și ar trebui să avem grijă unii de ceilalți. Și cred că atunci, dacă ne-am gândit că trebuie să avem grijă unii de ceilalți ca să fim bine, cred că am fi mai atenți. Și mai empatici. Și mai empatici. Bun, asta e. Ne vedem la Balcaniadă. Ne vedem la Balcaniadă, să sperăm că sărim și peste obstacole și ne facem numărul peste așteptările tale. Și știu că ai așteptări mari. Doamne, mă unge pe suflet ce zici. Ok, ne vedem.